Bine v-am regăsit la mecanică. În al 10-lea curs de mecanică vom discuta despre o mărime fizică foarte importantă și anume lucrul mecanic. Lucrul mecanic este forma sub care corpurile sau sistemele mecanice pot schimba energie între ele. Vom vedea în cursul următor ce înțelegem prin energie mecanică. Imaginați-vă că aceasta este o forță și că ea se deplasează. Spunem de fapt că își deplasează punctul de aplicație, bineînțeles păstrându-și modulul, direcția și sensul. Deci forța se deplasează și în acest caz ea efectuează lucru mecanic dacă nu este perpendiculară pe deplasare. Deci avem două condiții. Odată punctul de aplicație al forței trebuie să se deplaseze și a doua, forța nu trebuie să fie perpendiculară pe deplasare. Pare complicat, probabil, dar imediat ce vom avea formula, lucrurile se vor simplifica și vor deveni clare. Să presupunem că avem, așa cum vedeți în desen, o forță care acționează asupra unui corp și că acel corp se deplasează din punctul A până în punctul B. De fapt, originea forței, punctul de aplicație al forței, se deplasează odată cu corpul din punctul A până în punctul B. Și avem atunci un vector deplasare, vectorul notat pe desen cu D. Unghiul dintre vectorul forță și vectorul deplasare este alfa. Lucrul mecanic se definește foarte simplu ca fiind produsul scalar dintre vectorii forță și deplasare. Produsul scalar, atenție, înseamnă că lucrul mecanic este o mărime scalară. Lucrul mecanic nu este o mărime vectorială. Cred că vă mai amintiți că produsul scalar a doi vectori A și B, A înmulțit scalar cu B, este modulul lui A înmulțit cu modulul lui B înmulțit cu cosinusul unghiului dintre cei doi vectori. Înseamnă că lucrul mecanic, în cazul nostru, fiind produsul scalar dintre vectorul forță și vectorul deplasare, este modulul forței înmulțit cu modulul deplasării înmulțit cu cosinusul unghiului alfa. Așa se definește lucrul mecanic. Și acum se vede de ce deplasarea forței nu trebuie să se facă în așa fel încât direcția forței să fie perpendiculară pe deplasare, pentru că dacă alfa are 90 de grade, cosinus de alfa este 0. Și atunci lucrul mecanic este 0. Deci în acel caz nu se efectuează lucru mecanic. De fapt, formula ne arată că valoarea maximă a lucrului mecanic se obține atunci când unghiul alfa are valoarea 0. Vorbim deci despre același caz. Forța noastră F aceeași, deplasarea aceeași, dar unghiul alfa se schimbă. Dacă unghiul alfa este 0, atunci cosinus de alfa devine 1 și în acest caz lucrul mecanic are, așa cum a spus, valoarea maximă, forța înmulțită cu deplasarea. Dacă alfa are 90 de grade sau 270 de grade, atunci cosinus de alfa fiind 0 și lucrul mecanic va fi 0. Iar valoarea minimă a lucrului mecanic se obține atunci când alfa are 180 de grade. Deci alfa egal cu 180 de grade, cosinus de 180 de grade este minus 1 și în acel caz lucrul mecanic va fi minus forța ori deplasarea. Putem să vedem aceste trei cazuri. Primul caz, unghiul alfa este 0, ceea ce înseamnă că forța se deplasează de fapt pe suportul ei și atunci lucrul mecanic este maxim, este forța ori deplasarea. Al doilea caz, forța este perpendiculară pe deplasare. În acest caz, indiferent cât este forța, indiferent cât este deplasarea, lucrul mecanic este 0. Și al treilea caz, unghiul dintre deplasare și forță este 180 de grade și în acest caz lucrul mecanic are valoarea minus F ori D.
minus forța înmulțită cu deplasarea, valoarea minimă. De fapt, putem să discutăm un pic mai în amănunt despre semnul lucrului mecanic. Dacă ne imaginăm că punctul de aplicație al forței se deplasează pe axa OX și ne imaginăm cele patru cadrane din trigonometrie, așa cum vedeți în acest desen. Se vede că dacă forța este în cadranul întâi sau al patrulea, pentru că funcția cosinus acolo are valorile pozitive și lucrul mecanic va fi pozitiv și se va numi lucru mecanic motor. Imediat o să vedem de ce. În schimb, dacă forța se va găsi în cadranele 2 sau 3, atunci cosinusul, având în aceste cadrane valori negative, și lucrul mecanic va avea valori negative și se va numi lucru mecanic rezistent. Să vedem de ce lucrul mecanic pozitiv se numește lucru mecanic motor și lucrul mecanic negativ se numește lucru mecanic rezistent. Pentru asta să scriem formula noastră în felul următor. Lucru mecanic este deplasarea înmulțită cu F ori cosinus de alfa. Și să presupunem că punctul de aplicație al forței se deplasează de-a lungul axei OX și în sensul OX, așa cum vedeți în desen. F ori cosinus de alfa este în acest caz proiecția forței noastre pe direcția X. Să o notăm cu F indice X. Și atunci lucrul mecanic se poate defini ca fiind Fx înmulțit cu D. Deci putem defini lucrul mecanic și ca fiind proiecția forței pe direcția deplasării înmulțită cu deplasarea. Dar această proiecție are și ea semn. De pildă, în acest desen vedeți că forța se găsește în cadranul al patrulea. Și cosinusul fiind pozitiv în acest cadran, proiecția forței are același sens cu deplasarea. Și de aceea, Fx este deci pozitiv, modulul proiecției este pozitiv și lucrul mecanic este și el pozitiv. Pentru că proiecția forței are același sens cu deplasarea, înseamnă că forța noastră ajută deplasarea și de aceea lucrul ei mecanic se numește lucru mecanic motor. În acest desen, în schimb, forța se găsește în cadranul al doilea. Cosinusul, având valori negative în cadranul al doilea, înseamnă că și Fx, modulul forței, modulul proiecției, Fx este negativ și lucrul mecanic este negativ. Dar, deoarece Fx are sens contrar deplasării, înseamnă că în acest caz forța nu ajută deplasarea, dimpotrivă se opune deplasării. Și din această cauză, lucrul mecanic în această situație se numește lucru mecanic rezistent. Bineînțeles că mai avem și cazul în care forța este perpendiculară pe deplasare, când unghiul este sau 90 de grade sau 270 de grade și în acest caz proiecția ei pe direcția deplasării este 0 și lucrul mecanic este 0, așa cum știm deja. Pe scurt, lucrul mecanic este produsul scalar dintre vectorul forță și vectorul deplasare. Și de aici rezultă tot ceea ce am spus până acum. Să ne oprim un pic ca să notați lucrurile importante.
Să presupunem acum că o forță se deplasează pe suportul ei, așa cum vedeți în desen. Punctul ei de aplicație se deplasează din coordonata X1 până în coordonata X2. Pentru că unghiul dintre forță și deplasare, în acest caz, este 0, înseamnă că lucrul mecanic este forța ori deplasarea. Și acum să vedem graficul care reprezintă intensitatea forței în funcție de coordonata X a punctului ei de aplicație. Deoarece forța a avut modulul constant în timpul deplasării, graficul este un segment de dreaptă paralel cu axa X. Și acum, dacă ne uităm la area de sub grafic, hașurată pe desenul nostru, observăm că avem un dreptunghi și area acestui dreptunghi este baza ori înălțimea. Dar baza, se vede pe desen, este X2 minus X1, adică este deplasarea. Iar înălțimea lui este forța, intensitatea forței F. Înseamnă că area de sub grafic este numeric egală cu lucrul mecanic care s-a efectuat. Acest lucru este adevărat întotdeauna, chiar dacă intensitatea forței variază în timpul deplasării. De pildă, aici vedeți alte două grafice în care intensitatea forței s-a schimbat în timpul deplasării și în aceste cazuri, area de sub grafic este numeric egală cu lucrul mecanic pe care l-a efectuat forța în fiecare caz. Aceasta este o observație care vă poate ajuta la rezolvarea foarte multor probleme de mecanică. Să notăm! Acum să vedem cum calculăm lucrul mecanic al forțelor celor mai importante din mecanică și să începem cu lucrul mecanic al greutății. Să presupunem că un corp care are masa M coboară pe distanța H, așa cum vedeți în desen. Știm că greutatea corpului se calculează cu formula masa ori accelerația gravitațională. Să presupunem că mișcarea are loc într-un câmp gravitațional uniform. Un câmp gravitațional este uniform dacă valoarea accelerației gravitaționale este aceeași peste tot. Câmpul gravitațional al Pământului poate fi considerat liniștit un câmp gravitațional uniform dacă nu ne ridicăm la înălțimi foarte mari. Pentru că variația lui G mic pe o înălțime de câțiva metri și chiar de câțiva kilometri este atât de mică încât putem să o neglijăm. Și atunci, în timpul coborârii corpului, greutatea lui rămâne constantă, unghiul dintre greutate și deplasare este 0 și înseamnă că lucrul mecanic al greutății va fi greutatea înmulțită cu H, adică mgh. Acum să presupunem că același corp urcă pe distanța H, așa cum vedeți în acest desen. De data asta, unghiul dintre deplasare și greutate este 180 de grade. Ceea ce înseamnă că voi avea lucrul mecanic, în acest caz, minus G ori H, adică minus MGH. Concluzia este că atunci când un corp coboară, lucrul mecanic efectuat de greutate este pozitiv, este lucru mecanic motor, normal, greutatea ajută la coborâre, poate chiar o provoacă,
Iar atunci când un corp urcă, lucrul mecanic al greutății este negativ. Pentru că atunci când un corp urcă, greutatea se opune deplasării corpului. Este un lucru mecanic rezistent de data asta. Acum să presupunem că un corp, același corp, coboară din punctul A până în punctul B și deplasarea, în acest caz, este oblică, așa cum vedeți pe desen. Unghiul pe care îl face deplasarea cu greutatea este unghiul alfa din desen, pentru că greutatea întotdeauna e pe verticală. Deci unghiul pe care îl face deplasarea cu verticala este, de fapt, unghiul pe care îl face deplasarea cu greutatea. Și în acest caz, lucrul mecanic va fi greutatea ori deplasarea ori cosinus de alfa. Dar în triunghiul ABC se vede că apare din nou unghiul alfa și avem relația cosinus de alfa este în acest triunghi H supra D. Și dacă înlocuim în formula lucrului mecanic cosinus de alfa cu această fracție, deplasarea se simplifică și obținem că și în acest caz lucrul mecanic este M ori C ori H. Am descompus greutatea în acest desen în două componente, una de-a lungul deplasării, pe care am notat-o cu GP, și una normală pe deplasare, pe care am notat-o cu GN. GP este, de fapt, forța care produce lucru mecanic. GN, fiind perpendiculară pe deplasare, nu produce lucru mecanic. Dar lucru mecanic total este MGH. Am făcut această descompunere pentru că atunci când vom discuta despre mișcarea pe plan înclinat, vom avea nevoie să descompunem greutatea după aceste două direcții. Observăm, deci, că lucrul mecanic al greutății nu depinde de traiectoria urmată. De fapt, punctele A și B au o anumită diferență de înălțime, H. Și ați văzut că, dacă ne-am deplasat în acest fel, lucrul mecanic a fost MGH. Să știți că, indiferent cum ne-am fi deplasat, lucrul mecanic ar fi fost tot MGH. Când avem un câmp care produce forțe, al căror lucru mecanic nu depinde de traiectoria care unește două puncte, ci doar de pozițiile celor două puncte, spunem că acel câmp este un câmp de forțe conservativ. Înseamnă că avem un câmp și în cazul nostru conservativ. Deci câmpul gravitațional este un câmp de forțe conservativ. Foarte important, de asemenea, pentru rezolvarea problemelor. Să notăm! Acum să vorbim despre lucrul mecanic al forței elastice. Dacă vrem să întindem un resort, așa cum vedeți în acest desen, atunci trebuie să acționăm asupra capătului resortului cu o forță care în fiecare moment trebuie să aibă modulul egal cu modulul forței elastice, ca să avem echilibru. De pildă, în momentul în care am întins resortul cu delta L, alungirea este delta L, știm că forța elastică
are valoarea minus K ori delta L. Înseamnă că forța noastră, care ține resortul în această poziție, are valoarea K ori delta L. Acum să presupunem că întindem resortul pe distanța X, adică alungirea finală va fi X. În acest caz, forța noastră va varia de la 0, intensitatea ei va fi 0 la început, dar va crește până la valoarea maximă K ori X. Deci forța maximă va fi K ori X. Graficul acestei forțe în funcție de alungire este cel pe care îl vedeți în acest desen. Forța fiind proporțională cu X, avem un segment de dreaptă care trece prin origine. Am văzut că lucrul mecanic este numeric egal cu area de sub grafic. Area, în cazul nostru, are formă de triunghi și înseamnă că se poate calcula cu formula baza ori înălțimea împărțit la 2. Și înseamnă că lucrul mecanic al forței care întinde resortul va fi baza triunghiului este X înmulțit cu înălțimea triunghiului este K ori X și înmulțit cu 1 pe 2. Deci lucrul mecanic va fi K ori X pătrat supra 2. Lucrul mecanic al forței care întinde resortul va fi K ori X pătrat supra 2. Dar lucru mecanic al forței elastice. Deci forța elastică a fost în fiecare moment opusă forței care întinde resortul. Înseamnă că lucrul mecanic al ei va avea aceeași valoare, pentru că modulul ei a fost în fiecare moment egal cu modulul forței F, dar va fi negativ. Deci lucrul mecanic al forței elastice este minus K ori X pătrat supra 2. Unde K este constanta elastică a resortului respectiv. În acest grafic puteți compara lucrul mecanic efectuat de forța care întinde resortul cu lucrul mecanic efectuat de forța elastică. Cel albastru, porțiune hașurată cu albastru, este numeric egală cu lucrul mecanic al forței care a întins resortul, iar porțiunea hașurată cu roșu este lucrul mecanic al forței elastice. Se vede ceea ce știm deja, că cele două arii fiind egale și cele două lucruri mecanice sunt în modul egale. Dar în timp ce unul este lucru mecanic motor, cel al forței care întinde resortul, celălalt este lucru mecanic rezistent. Acum, lucrul mecanic al forței de frecare. În acest desen, vedeți un corp care se deplasează de la stânga la dreapta, de la A la B, și avem, deci, deplasarea D. Asupra lui acționează o forță de frecare, care, evident, se opune deplasării. Deci unghiul dintre forța de frecare și deplasare este 180 de grade. Deoarece asupra corpului nostru nu acționează în afară de greutate nicio forță pe verticală sau nu există nicio forță care să aibă componente pe verticală
care să acționeze asupra corpului nostru, înseamnă că apăsarea pe care o exercită corpul pe suprafața pe care alunecă este egală cu greutatea lui. Și atunci forța de frecare va fi mu ori g, adică mu ori m ori g mi. Deci va fi mu, coeficientul de frecare înmulțit cu apăsarea, care este greutatea, și greutatea este egală cu masa ori accelerația gravitațională. Lucrul mecanic al forței de frecare va fi atunci forța de frecare ori deplasarea ori cosinus de 180 de grade. Pentru că, repet, forța de frecare are sens opus deplasării, deci unghiul dintre forța de frecare și deplasare este de 180 de grade. Și atunci lucrul mecanic al forței de frecare va fi minus mu ori m ori g ori d. Forța de frecare, mu ori m ori g ori d, iar cosinus de 180 de grade este minus 1. Așa se calculează lucrul mecanic al forței de frecare în această situație. Mai trebuie precizat că lucrul mecanic al forței de frecare ne arată, de fapt, câtă căldură se degajă. Ne arată câtă energie mecanică se transformă în căldură într-un anumit proces în care avem frecare. Să notăm. Să mai vorbim și despre lucrul mecanic al forței centripete. În mișcarea circulară, așa cum vedeți în acest desen, forța centripetă este în fiecare moment perpendiculară pe tangenta dusă în punctul de aplicație al forței centripete. Asta înseamnă, dacă ne gândim la o deplasare foarte mică, dacă ne gândim ce face mobilul care se mișcă pe ce punctul material, într-un timp foarte scurt se deplasează de la punctul A până la punctul B, această deplasare pe arcul de cerc AB este practic identică cu deplasarea pe segmentul tangentei de la A la B. Și atunci putem spune că forța centripetă este în fiecare moment perpendiculară pe deplasare. Dar noi știm că în acest caz nu se efectuează lucru mecanic. Deci lucrul mecanic al forței centripete este zero. Tocmai de aceea planetele se pot mișca miliarde de ani în jurul Soarelui, pentru că forța centripetă nu efectuează lucru mecanic. Nu-i nevoie de energie, nu-i nevoie să se efectueze lucru mecanic asupra lor ca să se miște. Dar, veți spune, planetele nu se mișcă pe orbite circulare, ci pe orbite eliptice. E adevărat că sunt apropiate ca formă de cerc, dar sunt totuși elipse. Așa este. Să vedem ce se întâmplă în cazul elipsei. În cazul mișcării unei planete, pe orbita ei reală, discutăm acum, am notat planeta cu punctul P, forța care acționează asupra ei este forța cu care o atrage Soarele. Și această forță are două componente. Are componenta Fn, care ține planeta pe orbită, are rolul forței centripete, și are și componenta Ft, care într-adevăr efectuează lucru mecanic. Accelerează planeta pe porțiunea de la afeliu, care este punctul cel mai îndepărtat de Soare, până la periheliu, care este punctul cel mai apropiat de Soare. Dar frânează planeta atunci când deplasarea are loc de la periheliu la afeliu. Și atunci înseamnă că
EFT efectuează un lucru mecanic pozitiv atunci când planeta se deplasează de la afeliu la periheliu și efectuează un lucru mecanic în modul tot atâta, dar negativ, când planeta se deplasează de la periheliu la afeliu, ceea ce înseamnă că pentru o revoluție completă, lucru mecanic total este tot zero și în acest caz. Am ajuns și la ultimul lucru despre care vreau să vorbesc azi, puterea. Pentru a compara lucrul mecanic pe care îl pot efectua în unitatea de timp diferite motoare, dar și pentru alte scopuri, evident, se definește o mărime fizică numită putere. Astfel, puterea este raportul dintre lucru mecanic efectuat și durata efectuării acelui lucru mecanic. Asta înseamnă că unitatea de măsură pentru putere în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru lucru mecanic, adică joule, pe unitatea de măsură pentru timp, adică secundă. Raport care a primit numele de watt, prescurtat W. Deci, un motor are puterea de un watt dacă poate efectua în fiecare secundă un lucru mecanic de un joule. Să notăm și acest lucru. Următorul curs va fi despre energia mecanică. La revedere!